Vedem și ponturile redacției furnizate de membrii site-ului Pariuri 1x2.ro. Am văzut ponturile pe care ni le-a dat Sabin Pârvan. Vă reamintesc că a avut procentaj maxim astăzi. Vă reamintesc ponturile sale. Rangers Slavia Praga, oaspeții marchează 1-2 goluri, cotă 1-56. În același timp, Milan Man United 2-4 goluri, cotă 1-48. Și Shakhtyor Roma 1x, cotă 1-50. O să discutăm și despre aceste partide. Haideți să trecem și la ponturile pe care ni le-a pregătit Alex. Alex, văd că ai alte două meciuri pe care le-ai luat în vizor, Dinamo Zagreb Tottenham și Arsenal Olympiacos. Da, la Arsenal sunt chiar sigur că tunarii nu vor călca o strâmbă. Anul trecut au fost eliminați tunarii de către Olympiacos. Olympiacos a câștigat pe Emirates, nu se va mai repeta acest scenariu. Mi-e place Arsenal cum progresează în acest sezon sub comanda lui Arteta. E practic primul gol marcat în meci de gaze. Să închidă discuția cu calificarea, cotă foarte bună. La Dinamo Zagreb cu Tottenham eu am dat punctul înainte să aflu înainte să se afle că antrenorul lui Dinamo Zagreb, Zoran Mamić, a fost arestat, a fost găsit vinovat într-un proces de delapidare și evaziune fiscală, a primit 8 ani de închisoare cu executare, cu 2 zile înainte de meciul cu Tottenham, deci nu e chiar cea mai grozavă pregătire pentru croați. Acum, fotbalistic vorbind, croații sunt tari, sunt tari psihic, nu știu dacă vor fi atât de impactați jucătorii de faptul că antrenorul lor a dispărut pe bancă deodată, dar îmi păstrez pontul. Tottenham să înscrie în prima repriză ca să-și facă viața ușoară, după care se va juca probabil într-un ritm ceva mai liniștit. Iar în final avem și un meci noaptea, în noaptea de între joi spre vineri, Caia Juvan cu Sarasori Bestormo. S-ar putea să vedem 3 seturi acolo, dar un 6-4 e suficient. Sunt două jucătoare în formă bună, de calitate, ar trebui să se bată parte în parte, cum s-ar spune. Da, uite, mai sunt și mesaje venite pe pagina noastră de Facebook, Pariuri 1x2 un pont pe zi. Răzvan ne scrie aici, Arsenal Olympiacos gol în ambele reprize, cotă 1.60, Daniel mergea pe varianta peste 4.5 cornere, Slavia Praga, Gabriel merge pe calificarea lui Rangers, în timp ce Mihail mizează pe calificarea Slaviei, Irina spune Rangers câștigă, iar Ionuz merge pe varianta, ambele marchează și peste 3 goluri la Rangers Slavia, Emanuel mizează pe un gol al lui Nicușor Stanciu și interesant ce ne dă aici o cotă 2 de la golf. Florentin, care vine cu ponturi din golf și cricket de multe ori, ne spune turneul de golf The Honda Classic, pontul său este Lee Westwood să se claseze în top 20, o cotă de 2 pentru cei care vor să parieze. Totodată mai sunt alte mesaje aici, uite, Milan 1x și sub 2,5 goluri este un alt pont dat de un prieten al emisiunii noastre. Alexandru ne spune că am dat ponturi bune pentru astăzi, a câștigat și câteva bilete, inclusiv cartonaș roșu la Chelsea Atletico. Mă bucur că a ținut cont de asta, chiar am amintit de acest aspect că poate fi și eliminare în meciul dintre Chelsea și Atletico, s-a întâmplat pe final. Uite, și o să vin și mesaje legate de meciul Lastrei cu Botoșaniul. Discutăm imediat. Aici să vedem și ponturile lui Bobby Marius. Avem Shakhtyor Roma 1x, cotă 1.48. Arsenal Olympiacos 1x și peste 2,5 goluri, cotă 1.84. Și două meciuri de hockey. Un meci din Franța, Rouen-Bordeaux, și un alt meci, Lexans-Oskarshamn. Aceleași variante de peste la numărul de goluri. Ianis Eusebiu mizează pe Young Boys Berna, Ajax Amsterdam, gol în ambele reprize, cotă 1.42. Lucian Crețu are și el ponturi din Europa League la meciurile Milan, Man United X2 și oaspeții marchează, cotă 1.42, și la Molde Granada, gazdele să înscrie între 1 și 3 goluri, cotă 1.40. Tot de la Molde Granada vin și ponturile lui Tudor Daniel, 1x, cotă 1.60, și gol în ambele reprize, cotă 1.76.
7. Mai avem din Europa League ponturile lui Vlad Arhire. Ne întoarcem la Shakhtar Roma, un clasic al cupelor europene în ultimul deceniu cel puțin. 1x și peste 0,5 goluri, cotă 1,71. Dinamo Zagreb Tottenham, x2 și peste 0,5 goluri. Și Villarreal Dinamo Kiev, meciul în care este implicat Mircea Lucescu, peste 2 goluri asiatic, cotă 1,47. La 3 goluri avem această cotă de aproape 1,50. La 2 goluri doar primim cotă 1. Alex, ce alte sugestii de pariere mai e pentru Europa League astăzi? Cum am spus, mă aștept să vedem o seară spectaculoasă și cred că vom vedea un over la Villarreal cu Dinamo Kiev. Eu l-am pândit și în meciul tur, dar n-au ieșit 3 goluri. De data asta cred că vom vedea 3 reușite, o cotă foarte bună peste 2. La Shakhtar cu Roma aș fi tentat să iau cornere, pentru că Shakhtar e cu spatele la zid, trebuie să atace și n-au ieșit prea multe cornere în tur, dar acum se va juca ceva mai deschis. Cum am spus, golul lui Arsenal pentru deschiderea de scor și alte combinații de goluri acolo. Gol în ambele reprize la Young Boys cu Ajax, ăsta a fost overul preferat al acestor optim de finală. Și din nou m-aș orienta și pe un pariu pe posesie la Milan cu United. Ce păcat că nu ne-a ieșit la Bayern pentru 0,5% posesie. Știi, Bayern a avut foarte mare posesie în prima repriză. Așa e. Nu ne-a ieșit pontul. Dar aici aș merge pe posesia lui Manchester United. Mi se pare echipă ceva mai legată. Și dacă găsiți ceva în jurul la 54-55%, luați peste pentru diavol. Bun, haideți să mergem mai departe, să vedem și alte ponturi. Uite, ne-a scris Vlad, un pont din Portugalia, evident. Din Liga a doua avem meciul Villafranchese cu Penafiel. Ambele marchează cotă 1,97. Mulțumim, Vlad, și pentru aceste ponturi. Emanuel ne spune, Kane scrie pentru Tottenham cotă 2. Alex ne scrie, Dinamo Zagreb va faulta, merge și over pe galbene. Iar Dinu spune, Manchester United câștigă fără probleme, Rangers nu pierde de mult timp acasă, o să facă cu Slavia. Bun, haideți să mergem mai departe și să vorbim de meciul dintre Astra și FC Botoșani.